Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Bună, eu sunt Andreea de la Andreea Lumea Cărților, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip de care sunt foarte, foarte încântată. Pentru că mi-a venit o idee super tare pentru anul 2019 și vreau să fac un reading challenge. Dacă nu știți cam în ce constă un reading challenge, în fiecare lună vreau să citesc o carte aleasă după o cerință, așa că mi-am pregătit aici, în această cutiuță, care nu arăta așa înainte, era de culoarea aceasta, dar am pus eu washi tape-uri. Am pregătit 12 bilețele cu 12 cerințe, iar în fiecare lună trebuie să aleg câte un bilețel și să aleg o carte pe care să o citesc. Eu am aici pe agenda, în bullet journal, toate cerințele, dar nu prea vreau să le vedeți, pentru că vreau să fie așa o surpriză. Iar aici am făcut o pagină pentru Reading Challenge și cu un tank de 12 cărți, pe cotorul cărora o să trec titlul cărții din fiecare lună și aici să scriu la final dacă am reușit să îndeplinesc tot Reading Challenge-ul. Și eu voi alege în fiecare lună câte un bilețel, voi alege împreună cu voi și cartea. Iar în luna ce urmează, când o să aleg un nou bilețel, o să vă spun dacă am reușit să citesc cartea pentru luna trecută și câteva impresii. În cutiuță am cele 12 bilețele care sunt diferite la aspect. Pe fiecare am lipit washi tape, nu știu dacă vedeți, și am pus această agrafă care este un semn de carte la fiecare și eu va trebui să aleg câte un bilețel, să dau jos washi tape-ul, să vi-l citesc, iar apoi să aleg o carte. Și fiecare este diferit, avem și mai mari și mai micuțe. Și sunt foarte încântată că fac acest reading challenge. Pur și simplu stăteam și citeam și mi-a venit așa o idee prin minte. Mi s-a prins un bec în creier care mi-a zis, hai să facem un reading challenge. Dacă vreți, puteți să faceți și voi împreună cu mine acest reading challenge. Adică să vă alegeți și voi o carte după cerința aleasă de mine și să-mi scrieți în comentarii ce carte v-ați ales și dacă ați reușit să îndepliniți cerința pentru fiecare lună. Ok, deci haideți să începem pentru că sunt foarte nerăbdătoare. O să le amestec și o să aleg un bilețel. Ok, ăsta. E un washi tape cu fulgi de zăpadă. I-am dat jos agrafa. Vedeți care fulgișor de zăpadă. Să dăm jos și washi tape-ul și să vedem ce ne pică pentru luna ianuarie. Știu că fac puțin cam târziu acest challenge, adică nu știu cât suntem astăzi. Și nu pot să desfac. Ok, am reușit. Așa. Am pus câte două bucăți de washi tape. Ok. Am dat washi tape-ul jos. Și momentul adevărului. Oh, Doamne! Deci, prima cerință este tu alegi. Sper că vedeți. Deci, din toată cutiuța asta, am ales fix cerința asta, adică celelalte cerințe sunt o carte nu știu de care, o carte nu știu de care și am pus intenționat, pentru că am văzut pe Pinterest un reading challenge cu You Choose și am pus chestia asta cu tu alegi și
Mi-a picat. Din prima, tu alegi. Și acum mă duc să aleg o carte și să vă arăt. Ok, am revenit cu cartea. Mi-a fost destul de greu să aleg o carte din toată biblioteca asta, care este plină de cărți necitite. Și cartea pentru cerința tu alegi este Fata care a băut luna. M-am gândit să citesc această carte pentru că am auzit foarte multe păreri bune despre ea. Și știu că mulți au citit-o în 2018 și au spus că e cartea lor preferată. Și este carte premiată cu medalia Newbery în 2017. Și abia aștept să o citesc și sper să-mi placă. Așa că luna viitoare, când voi alege următorul bilețel, o să vă spun dacă am citit cartea Fata care a băut luna și cum mi s-a părut. Și nu uitați, dacă vreți și voi să faceți acest reading challenge, să-mi spuneți ce carte ați ales voi pentru această cerință. Nu uitați să dați un like acestui videoclip, să vă abonați și să vă înscrieți la concursul pe care l-am lăsat în descriere. Și eu vă pup și ne revedem data viitoare. Pa, pa!